când ne hotărâm dacă mai e ceva de făcut în România. La anul, nu? Dacă mai am eu ceva de... Dacă, da, dumneavoastră, domnule Crin Antonescu. Niciodată nu voi hotărâ lucrul ăsta împreună cu altcineva. Păi asta ca nu. Să fiu răutăcios, nesuferit. Era pe vremea, nu știi, pe vremea Ceaușescu, cea că s-a hotărât, știi? Adică a, spunea, dar și pe vremea noastră, apropo de clișee, sunt și mici clișee verbale. Când un om nu vrea să spune exact cine dracu se opune și face rău, zice, nu se vrea. Nu se vrea, nu se dorește, deci, se mai și greșește. Era un fel de a spune, că vorbeam, foloseam pluralul de politețe. Înțeleg că hotărâți la anul și mai e timp până atunci, poate că... Hotărăsc lucrurile asupra cărora consider că e important și că e cazul să decid eu. Absolut. Lucrurile de care vorbiți dumneavoastră nu mă interesează. Dar eu nu vorbesc, eu particular. Vorbesc pentru România, nu vorbesc pentru mine. Mă interesează România, mă interesează, chiar dacă asta nu înseamnă implicarea mea, mă interesează să văd. Și oricât de mult s-ar discuta apropo de PNL, că nu e bine, că nu e bine, că așa... Dom'le, România are nevoie, după cum are nevoie și Europa, de un partid conservator, de dreapta, sănătos, serios, ceea ce trebuie să devină Partidul Popular European, ceea ce n-are altcineva cine să devină în România, cred, decât Partidul Național Liberal. Astea sunt lucruri care mă interesează, ceea ce nu înseamnă nici că vreau să vin în, la conducerea PNL-ului sau să am vreo funcție sau a PPE-ului, cu atât mai puțin. Dar sunt probleme mari, sunt devieri, ca să zic așa, acum mă refer la Europa. Sunt exagerări, sunt neglijențe incredibile care fac însumate ca în acest moment nici România, din păcate, și nici Europa, și mai din păcate, să nu aibă această forță de dreapta, conservatoare, serioasă, cu nimic radicală, cu nimic rasistă, cu nimic anti... nu știu... ce cucerire poate fi anti-europeană, dar care să e fie, o forță care vrea să rămână în Europa. Dar care că, să fie, cum să spun, o păstrătoare a tot ce are mai NATO valoros și mai departe. Civilizația asta în care ne-am născut, pe care am moștenit-o și pe care eu încerc să o dăm mai departe. De ce? Există multă exagerare azi în Europa? Din... Da, da, să dau un exemplu, cu Revoluția Verde. Cu... Totuși, toată lumea vrea un aer curat, toată lumea, toți politicienii responsabili sunt de acord să ia act și să ia măsuri împotriva poluării, împotriva nu știu ce pericole, de acord, dar nu până la face lucruri stranii, nu până la ne primejdui sau ne distruge competitivitatea, industria, locurile de muncă, ciudățenii. Toate aceste lucruri. Da. Pentru că altfel, cea mai verde lume, cea mai curată, cea mai ecologică a fost aia când aveam o frunzuliță în față, apropo de ecologiști, o bâtă în mână și nu mergeam nici cu calul. Atunci nu polua nimeni. Vacile, și nu ieșisem nici din peșteră. Vacile și caii poluau. Și nici din peșteră nu ieșisem de tot. A fost numai un exemplu, dar sunt multe altele. Bun, dar multe atitudinea altele. Asta slugarnică a României la Comisia Europeană, la Uniunea Europeană... Dar nu e, aici nu sunt de acord. Aici... Păi nu te întreb, nu e? Nu. Sunt mai dezinvolt ca altă dată și mai puțin timid. Trec peste faptul că acum, în acest moment, Comisarul European al României este soția mea. O spun, asta o afirm. Știu, da. Comisarul European al României n-a avut nicio secundă, niciun moment în 4 ani, nici cea mai mică jenă sau ezitare să susțină punctele de vedere pe care le-a considerat în interesul național al României. Nu, eu vorbeam. Miniștrii români cu care a avut ea de-a face, la transporturi, în povestea cu PNR-ul, niciunul dintre acești miniștri, și repet, sunt mulți și din multe partide. Dacă îi luăm noi acum... Ziceam de votul, de la, apropo, un consiliu și așa mai departe, că așa, aveam drept nu, de veto. Oamenii aia au venit... Un mic exemplu. Da. Când s-a făcut PNR-ul, discut numai de transporturi, că eu cunosc acest caz mai bine. Da. Că e acasă. Considerente, da. Domiciliare. Deci, în mod normal, din cauza teoriilor verzi, și mai ales din cauza faptului că cele mai importante state din Occident, adică toate, au o rețea de autostrăzi suficient da, de da, și noi nu mai avem să facem că... Mai zicea, dom'le, nu mai putem să băgăm bani în autostrăzi pentru că noi trebuie să reducem transportul rutier, mașinile, da, nu știu ce. Sunt și nu știu ce chestii, vestigii istorice, popândăul de câmpie și așa mai departe. Da. Și Adina Vălean, și primii ministri ai transporturilor, care, repet, au fost din partide diferite, nu fac un partid. A fost și Lucian Bode, a fost și... Grindeanu, a fost și Drulă, a fost și Vâlceanu de la PNL interimar, este Grindeanu acum, deci toți
atunci, la momentul PNR-ului, s-au dus și i-au convins pe oamenii aia, domnule, nu, noi dar nu despre asta, avem nevoie. Care e slugărnicia? Deci ai spus de comisie. Nu. Comisia spuneam, Europeană. Spuneam în fața... Marius. Noi primim ordinele. Țineți ideea. Apropo de Comisia Europeană și de Bruxelles, că am văzut că s-a luat așa o chestie în România, se înjură Bruxelles-ul ca un fel de... cine nu bate până la Washington înjură Bruxelles-ul că e cauza nenorocirilor noastre. Cum ziceam de domnul Roșca Castănescu, de exemplu, zice că l-am vândut și atunci PNL-ul și-a pierdut principiile. PNL-ul nu și-a pierdut niciun principiu, nu și-a schimbat nicio literă din statutul lui când a intrat în PPE. Când domnul Ludovic Orban, de tristă amintire din punctul ăsta de vedere ca președinte, sărea în piața Victoriei și striga cine nu sare ia condamnare, ăla a fost cel mai jenant moment de abandon a oricărei valori liberale și nu l-a pus, îți garantez, nici Comisia Europeană, nici PPE-ul, nici nimeni să facă asta. Deci revenind, nu văd în ce constă pe lângă Comisia Europeană slugărnicia României, mai ales că, repet, uite chiar și acum înțeleg că se duce Marcel Ciolacu cu un grup de miniștri să mai discute, de Barroso, să mai negocieze. Nu vezi că și acum se duc să vadă? Eu vorbesc de comisia asta. Nu, dar de comisia asta. Și acum se duc să vadă. S-au discutat. Să primească harta, nu? Felului în care se face reforma fiscală, reforma administrativă. Dom'le, nu știu. Reforma pensiilor speciale. Pe asta spun sursele. Marius, stai puțin. Să nu... Deci sunt adeptul unei... Îmi trebuie, oricărui cetățean român, îi trebuie reprezentanți care să stea cu greutate la masa aia, să-și... Dragul meu, n-am intrat în Schengen. Statutul. De ce n-am intrat în Schengen? Aia e altă discuție. Nu e altă discuție. Nu, ba da, acolo da. De ce? Acolo, din punctul meu de vedere, trebuie făcut altceva. Dar din punctul meu de vedere da, de acasă. Da. Dar faptul că se duc să discute de deficit, de alea, de alea, să știi că asta se întâmplă și unor țări mari. Dragul meu, n-ai cum, mecanismele. Mecanismele sunt de așa natură. Pamfletar. Că nu e nimeni pentru singur că pe lume. Amintit de Barroso. Și atunci se discuta la fel. Că păi tot aruncai asupra lui Ponta, e aceeași chestie. Nu, Ponta, nu. I-a dat listul, poate l-a negociat și el. La vremea respectivă, sunt situații puțin diferite. La vremea respectivă, domnul Traian Băsescu și sigur, guvernele sale și tot aparatul său, da, pur și simplu și-au bătut joc de România, ducându-se la Comisia Europeană, ducându-se la Washington, sau, mă rog, spunându-le reprezentanților de aici, din ambasada, ai Statelor Unite, că jumătate din clasa politică românească, aia care nu-i cu Băsescu, sunt corupți, sunt nenorociți, că fac, că dreg. Iată. Și ei acolo au avut doar această preocupare. Doar această preocupare. În rest, a făcut fiecare ce a vrut cu România. Și asta este păcatul cel mai mare al lui Traian Băsescu, politic, din punctul meu de vedere. În Europa... Acum nu suntem în situația asta. Ba da, suntem. Acum nu suntem în situația asta. În Europa, domnule Crin Antonescu, nici nu apucă să dea Ursula sau cine vrei un ordin și noi deja l-am executat. Sau, de fapt, noi l-am executat înainte de a-l primi. Asta este poziția Marius, României. Domnule Marius Tucă, domnule Ursula, Ursula, doamna Ursula von der Leyen, nu poate da un nou ponei, că l-am nici lupul. Un ordin. Doamna Ursula von der Leyen poate, în calitatea ei de președinte, extrem de influent, într-adevăr, al Comisiei, să promoveze o hotărâre a Comisiei. Nici o hotărâre a Comisiei. Nu, dar vorbesc și de Parlamentul European, vorbesc și de JAI. Consiliului European. N-am intrat în Schengen. Deci, oriunde. Niciodată nu ne-a manifestat dreptul de veto la România. Asta este altceva. Deci la orice hotărâre a doamnei von der Leyen, orice reprezentant al României, de la membru Comisiei, comisarul, până la șeful statului, membru al Consiliului European, poate să spună nu. Doamna Ursula, asta nu corespunde cu interesul țării mele, hai să mai discutăm. Păi deci poate să spună. Nu am spus nu. Păi, la JAI și la Schengen, noi nu aveau, oamenii noștri, reprezentanții, de la președinte la ministrul de interne, la cine, nu aveau ministrul de externe, nu aveau ce face, decât, și asta eu cred, n-am toate elementele, dar cred că trebuia făcut, să contrapună sau să pună în vedere foarte clar. Vede dacă ne faceți chestia asta. Absolut, atâta vreme facem cât, și noi. Pentru că eu îți reamintesc, nu băga pe Ursula von der Leyen sau n-au Comisia făcut-o. Sau Parlamentul European, unde nu-s vinovați. Ei au hotărâri în favoarea României și para-hotărâri. Nu deci cineva hotărâri. Trebuia să-i spună austriacului, clar. Deci dacă îmi faci mie chestia asta, fără niciun argument, împotriva hotărârii Comisiei, împotriva hotărârii Parlamentului, și-au făcut-o. Atunci, fără niciun argument, o să o fac și eu, la orice interes vei avea vreodată, tu, Austria, că despre Austria, Austria, Olanda și așa mai departe. În mine ai un dușman. Deci, poate că pare simplist, poate că este simplist, m-ai întrebat ce cred. Dar, într-adevăr, asta cred. Dar asta nu-i vina Bruxelles-ului.
nici a Ursulei von der Leyen, nici a nimănui. Că noi n-am făcut asta. Păi e vina noastră. Păi asta spun. Deci nu mai dăm vina pe Bruxelles, că nu e să nu-i normal. Dăm vina pe Bruxelles cu alte lucruri, dar nu numai, că ne mai am încă o oră de acum înainte. Păi nu, că vin toți băieții ăștia care vor obține un scor remarcabil la alegeri, o să vedem cât de mare. Aură, care adică? Țipă că de ei sau alții ca ei. Cum vezi alegerile de la anul? Cu un scor destul de important pentru aceste forțe, cum să spun, care a trebuit să fie întruchipată de Partidul Conservator despre care vorbeai tu. Păi da, dar un Partid Conservator care să fie, cum să spun, să nu ne întoarcă cu 60 de ani în urmă, că totuși vaccinurile împotriva tuturor bolilor la copii se făceau de acum 50 de ani, adică sigur că atunci nu erau proteste, zicea ce trebuie făcut. Bine, asta regimul. De astăzi erau, păi da. Nu era obligatoriu, dar... Păi da. Păi stai puțin, vorbim totuși de niște lucruri care ar trebui clarificate. Toate conspiraționismele astea ne omoară. Adică eu nu pot să merg pe mâna unor oameni care țipă nervoși, în loc să ceară și să impună prin votul lor conducători capabili să mă reprezinte, să-mi reprezinte interesele la Bruxelles, la Washington, unde vrei, să țipe și să înjure Bruxelles-ul, pentru că eu dacă plec, hai să plecăm, hai să facem un raw exit. Păi și ce facem? Vrem 5 milioane de oameni înapoi, ca să te enervezi de tot. Ce a urmărit Băsescu prin faza cu Porumbacu? Mi-am adus și eu mintea cu ea. Păi, stai puțin, ce să... Da. Aia a fost o chestie atât de ticăloasă. A fost o chestie atât de ticăloasă. Eu am ripostat public imediat a doua zi la chestia asta. Domnul Băsescu a lăsat o moartă, n-a mai răspuns nimic. Niciodată. Și așa a murit. N-a existat. Da, da, așa a murit. Dar ce a vrut să-i inducă faptul ăsta? Așa a lucrat regimul Băsescu, iar curtezanii săi și agenții săi de influență și angajații săi lucrează până azi. Pentru că ei ani de zile au repetat aceste lucruri, inclusiv în presă, unde aveau oarecum răspunderea unei semnături, dar pe rețelele online, așa au lucrat. Așa au lucrat și așa lucrează în continuare. Pentru cine lucrează? Din cauza asta fac atâta caz eu, de oameni care pot cădea victimă unor forme de tembelism, castelian, tănase sau casorinoș castelnesc. De ce lucrează în continuare? Nu știu, pentru că... Nu, dar acolo a fost dublă țintă. Îi pune cineva... Că Victor a zis că e agent, că a fost la SIE și la tine a aruncat cu Porumbacul. Da, păi bun, a aruncat. Sărac. Câte n-au aruncat? Bun.